Bună ziua și bine v-am găsit la horoscopul pentru săptămâna 24-30 iunie. Sunt Roxana Ivanciu, astrolog ego.ro și vă prezint previziunile astrale pentru toate zodiile. Pentru a fi la curent cu canalul nostru, vă rog frumos să nu uitați să vă abonați, să activați clopoțelul pentru a vă primi notificările. Dacă vă place ceea ce auziți, să apăsați butonul de like și puteți să lăsați un comentariu dacă doriți. Dragii mei, după săptămâni în care energia a fost mai puțin bună cu noi, ne aflăm acum în săptămâna 24 iunie, 30 iunie, într-o energie a racului, o energie de blândețe, de protecție, de bună dispoziție. Această energie a racului este dată prin prezența planetelor în semnul său, și anume avem Soare în rac, Venus în rac, Mercur tot aici se află în rac. Este o săptămână foarte interesantă pentru că avem două planete foarte importante care fac aspecte pozitive de trigon, și anume Soarele și Luna sunt în trigon în data de 26 iunie, iar Venus face trigon cu Luna pe 27 iunie. Planeta Marte este în continuare în semnul Taurului, iar în data de 28 iunie se formează o conjuncție foarte interesantă între planeta Neptun și Lună. Sunt două planete ale intuiției, ale emoției, și momentul acesta de întâlnire între Lună și Neptun ne dă nouă foarte multă imaginație, foarte multă intuiție, foarte multă magie, aș putea spune. Deci, dragii mei, haideți acum să vedem pentru fiecare semn zodiacal ce se întâmplă în săptămâna 24-30 iunie. Nativii berbec și cei care au ascendentul în berbec. Planeta Marte, care este guvernatoarea zodiei dumneavoastră, se află în continuare pe sectorul Taurului, pe sectorul casei a doua, casa banilor, a stimei de sine, a valorilor, și aici intră și valoarea mea, valoarea personală. Este foarte bine așezată această planetă care vă este guvernatoare, pentru că vă dă foarte multă inițiativă, foarte mult chef de a acționa, de a câștiga bani sau de a face anumite acțiuni pentru a vă crește stima de sine și valoarea personală. În data de 26 iunie, Soarele, care se află în rac, face un frumos aspect de trigon cu Luna pe sectorul casei a patra și aduce foarte mult chef de a fi împreună cu membrii familiei, de a face tot felul de lucruri împreună, de a vă înfrumuseța casa, de a schimba foarte multe lucruri prin casă pentru a vă aduce mai mult confort și bună dispoziție. Tot aici, pe sectorul casei a patra, se află în continuare planetele Mercur și Venus, care susțin Soarele, care se află aici pe casa a patra, și dă o stare de liniște, o stare de protecție. Vă simțiți în căminul dumneavoastră precum la sânul mamei, deci sunteți protejați, sunteți într-o stare de bună dispoziție în căminul dumneavoastră. Pe 28 iunie se formează o frumoasă conjuncție între Luna și Neptun pe casa 12-a, casa izolării, casa dialogului interior. Această conjuncție, să știți că va aduce foarte multă imaginație, foarte multă intuiție. Aveți o mare forță interioară
de a descoperi tot ceea ce este dincolo de cuvinte. Chiar v-aș recomanda să fiți foarte atenți la dialogul pe care îl puteți avea cu entitățile de iubire și lumină, cu îngerașii noștri. Această conjuncție, să știți că vă ajută foarte mult să găsiți răspunsuri la tot ceea ce vă doare referitor la neamul dumneavoastră, la acele lecții karmice care cumva vă urmăresc. Acum este momentul ca acești îngerași, aceste entități de iubire și lumină, să vă dea o soluție. Important este doar să vă repliați și să vă ancorați la această energie care este puternică în data de 28 iunie. Nativii Taur și cei care au ascendentul în Taur. Săptămâna 24 iunie, 30 iunie, va aduce o puternică energie a racului pe sectorul casei a treia. Aici aveți Soarele, Mercur, Venus. Ele se află pe teritoriul racului, în casa comunicării, în casa relaționării, în casa în care dumneavoastră puteți să aveți tot felul de întâlniri, tot felul de relaționări cu oamenii care sunt în apropierea dumneavoastră, vecinii, rude mai îndepărtate, verișori, aici intră și frații și surorile și, bineînțeles, intră clienții dumneavoastră. Deci aici vă puteți bucura de relații bune, de interacțiune fructuoasă cu cei cărora vă duceți să le faceți oferte, să le prezentați produsele dumneavoastră. În data de 26 iunie, Soarele face un aspect frumos, trigon se numește, cu Luna, iar în data de 27 iunie, planeta Venus face un aspect pozitiv cu Luna. Sunt aspecte bune care vă luminează, vă aduce o stare de energie și de a vă pune în valoare aici pe casa a treia, unde vă spuneam că este casa comunicării și a relațiilor. Iar pe 28 iunie, pe teritoriul casei a 11-a, grupului de prieteni, acolo unde dumneavoastră aveți gașca, unde aveți grupul din care faceți parte, se formează o conjuncție între planeta Neptun și Lună, care vă ajută să scoateți la suprafață secrete sau poate că scoateți la suprafață relații care nu vă onorează. Sau întâlniți oameni, există și această oportunitate de a întâlni oameni prin care dumneavoastră să aveți mult noroc, multă șansă. Ce vă recomand totuși, această conjuncție care se formează aici pe sectorul casei a 11-a, vă poate da și o puternică stare de a umfla totul. O imaginație mult prea bogată și puteți să tratați anumiți prieteni, anumite relații într-o manieră exagerată, adică să-i vedeți într-o lumină care nu este reală. Și atunci trebuie să fiți un pic detașați, să aveți grijă să nu exagerați în imaginația dumneavoastră. Nativii Gemeni și cei care au ascendentul în Gemeni. Săptămâna 24 iunie, 30 iunie, va aduce o energie puternică a racului pe sectorul casei a doua, casa banilor, casa valorii personale, casa valorilor. Aici vă bucurați de prezența planetelor Soare, Mercur și Venus,
Mercur este guvernatorul zodiei dumneavoastră, ea se află în rac aici pe casa a doua și vă susține, vă ajută să aveți un dialog bun cu persoane care vă aduc bani, care vă deschid drumuri, care vă aduc oportunități în a vă câștiga banii. În data de 26 iunie și 27 iunie se formează două trigoane, două aspecte pozitive între planetele Soare și Venus cu Luna. Ele se formează tot aici pe casa a doua banilor și veți avea foarte multă șansă, foarte multă intuiție în a vă investi banii, în a vă procura bani și puteți chiar să începeți cursuri sau dumneavoastră să vă duceți să inițiați o întâlnire cu persoane care vă deschid drumuri pentru a vă crește stima de sine, pentru a învăța să aveți mai multe abilități, aptitudini, pentru a ști să vă puneți în valoare. Și iată că și pe 28 iunie, se formează pe teritoriul casei a 10-a o frumoasă conjuncție între planeta Neptun și Luna. Casa a 10-a este casa carierei, deci aici o să aveți foarte multă imaginație, foarte multă intuiție în a vă pune în lumină, în a avea prestanță, în a avea noroc la persoane care să vă deschidă drum și aici, în domeniul în care dumneavoastră vreți să fiți recunoscut și să aveți succes, să vi se aștearnă covorul roșu pentru a primi laurii și succesul în viața dumneavoastră. Planeta Marte se află în continuare în Taur pe casa 12-a. Să știți că ea un pic vă solicită, este o energie aici pe casa 12-a care o să vă țină un pic treaz, o să vă dea poate o stare de insomnie, pentru că sunteți foarte activi și dumneavoastră vreți ca să faceți tot felul de lucruri și sunteți un pic stresați, dar toată acea energie care se află pe acel sector al banilor o să vă pună la treabă și sigur, până la urmă, toată săptămâna veți avea timp și veți fructifica tot ceea ce veți dori să întreprindeți. Nativii RAC și cei care au ascendentul în RAC. Săptămâna 24 iunie, 30 iunie, va aduce foarte multă energie a racului pe sectorul casei întâi. Dumneavoastră sunteți vedetele săptămânii, aveți Soarele, Venus, Mercur pe casa întâi, pe casa corpului fizic, pe casa identității. Toate sunt aici și vă ajută să vă puneți în evidență, să aveți relații bune cu cei din jurul dumneavoastră. Vă ajută foarte mult să aveți o rutină de viață sănătoasă, să vă dați seama ce anume nu corespunde sănătății corpului dumneavoastră sau dacă, Doamne ferește, sunteți bolnavi sau în spital sau pur și simplu sunteți acum în pragul unei operații, să știți că veți fi foarte ajutați și susținuți de aceste planete pentru că veți putea să vă focusați foarte bine pe ceea ce aveți de făcut pentru propriul dumneavoastră corp și pentru propria persoană. 26 iunie, 27 iunie, Soarele și Venus face un aspect frumos de trigon cu Luna pe sectorul casei întâi. La fel, sunteți înconjurați de foarte multă protecție, de foarte multă blândețe în relațiile dumneavoastră și în tot ceea ce înseamnă eu și viața mea. Iar pe 28 iunie, pe sectorul casei a noua,
casa principiilor de viață, casa străinătății și a călătoriilor, se formează o frumoasă conjuncție între planeta Neptun și Lună și vă dă foarte multă imaginație, foarte multă intuiție de a vă alege o vacanță frumoasă, de a pleca într-o vacanță, dar într-o vacanță peste graniță, în străinătate, unde o să cunoașteți oameni frumoși, unde o să vă bucurați de viață și vă mai susține foarte mult și pe principiile dumneavoastră, pe modul în care gândiți și în care vă proiectați principiile de viață. Nativii leu și cei care au ascendentul în leu. Săptămâna 24 iunie, 30 iunie, va aduce pe sectorul casei a 12-a o puternică energie a racului prin prezența planetelor Soare, Mercur, Venus și vă deschide un dialog frumos cu tot ceea ce este dincolo de real, cu entitățile de iubire și lumină. Acum puteți să vă puneți dorințe, puteți să vă rugați să vi se îndeplinească sau să fiți ajutați în anumite probleme pe care le aveți, să fiți susținuți în rezolvarea problemelor dumneavoastră. Această energie a racului este o energie foarte blândă, foarte protectivă și să știți că puteți să găsiți acea îmbrățișare a mamei în vis, prin aceste entități de iubire și lumină. Puteți să cereți ajutorul în tot ceea ce vă doare, în rugăciuni și în visele dumneavoastră. În data de 26 iunie, 27 iunie, se formează aspecte pozitive între planetele Soare și Lună și Venus pe sectorul acestei case a 12-a. Și aveți această susținere vis-a-vis de acest dialog interior cu propria persoană. Planeta Marte se află în continuare în Taur, pe sectorul casei a 10-a, casa carierei. Sunteți susținuți în acțiunile dumneavoastră, în tot ceea ce implică domeniul în care dumneavoastră vreți să străluciți, în care activați și în care așteptați laude și recunoaștere. Și iată că pe vine ziua de 28 iunie, când se formează o conjuncție magică, aș putea spune, între planeta Neptun și Lună pe teritoriul casei a 8-a, așa zisa casa vieții și a morții, casa finanțelor, casa detașării. Aici veți avea foarte multă intuiție, foarte multă imaginație în a vă procura finanțe, în a vă investi foarte bine bani. Aveți un flair și o intuiție pe care trebuie ca să o folosiți la maxim în această săptămână. Și aș mai putea spune că această casa a 8-a vă aduce imaginație și vă ancorează la persoane cu care dumneavoastră aveți o relație intimă, o relație deosebită și vă deschide o cale către sufletul lor, către modul în care să puteți să dialogați mai bine cu acele persoane care vă sunt foarte, foarte apropiate și pe care vreți ca să le țineți în continuare în anturajul și în viața dumneavoastră. Nativii Fecioară și cei care au ascendentul în Fecioară. Săptămâna 24 iunie, 30 iunie, va aduce o puternică energie a racului pe sectorul casei a 11-a, casa grupului de prieteni, a relației cu grupul de prieteni. Este
o săptămână în care dumneavoastră o să vă bucurați de prietenii dumneavoastră, o să vă distrați împreună, o să vă simțiți foarte bine unii cu alții și este o săptămână în care aveți carismă, aveți farmec, Venus și Soarele, care este aici pe casa 11-a, vă aduce o aură aparte care este acum văzută de grupul dumneavoastră social. Și în zilele de 26 iunie și 27 iunie, tot aici pe sectorul casei a 11-a, se formează aspecte frumoase între planetele Soare și Venus și Lună, care vă propulsează pur și simplu în relațiile dumneavoastră de amiciție, vă deschide noi oportunități, noi relații, vă bucurați pur și simplu de oamenii care sunt în jurul dumneavoastră. Iar în data de 28 iunie, pe sectorul casei a 7-a, casa relațiilor, a colaborării, a relației cu partenerul dumneavoastră, se formează conjuncție între planeta Neptun și Lună, care va aduce foarte multă imaginație, o stare de visare, o stare de abandon, aș putea să spune. Aici, pe această casă, în care vă veți bucura din plin de partenerul dumneavoastră și de relațiile pe care le aveți. Este o săptămână în care partenerul dumneavoastră va fi foarte fericit pentru că o să creați așa o aură în jurul lui și o să dați farmec relațiilor dumneavoastră, pentru că imaginația abundentă care vă dă această conjuncție nu este de ratat și o să fie o săptămână foarte tare în care o să vă bucurați foarte mult de relații și de partenerul de viață. Nativii Balanță și cei care au ascendentul în Balanță. Săptămâna 24 iunie, 30 iunie, va aduce o puternică energie a racului pe sectorul casei a 10-a, pe casa carierei. Aici se află Soarele, Mercur, Venus. Venus este guvernatorul zodiei dumneavoastră și toată această energie a racului vă ajută pe dumneavoastră să străluciți, să aveți prestanță în domeniul în care dumneavoastră activați, să fiți văzuți și să puteți să vă demarați în continuare proiectele pe care le-ați început. Planeta Marte se află în continuare în Taur, pe sectorul casei a 8-a, și ea vă ajută să investiți și să inițiați foarte multe acțiuni în tot ceea ce înseamnă a investi bani, a pune banii în locuri în care vă aduc după aceea foarte mulți bani. Este o săptămână foarte interesantă și nu vă mai spun că există 26 iunie, 27 iunie, unde se formează tot aici pe teritoriul casei a 10-a, două aspecte pozitive de trigon între planetele Soare, Venus și Lună, care va aduce de asemenea foarte multă inițiativă și intuiție în tot ceea ce înseamnă modul în care vă afișați, modul în care știți să vă puneți în evidență. Pe data de 28 iunie, la muncă, pe sectorul casei a 6-a, unde mai există și rutina de viață și modul în care aveți grijă de corpul dumneavoastră și de modul în care vă hrăniți și vă alimentați, se formează o conjuncție între planeta Neptun și Lună. Ea vă dă foarte multă imaginație, foarte multă intuiție
Dacă, spre exemplu, sunteți în situația în care faceți foarte multe analize și nu știți ce se întâmplă cu corpul dumneavoastră, suferiți de ceva, dar nu știți, nu s-a pus diagnosticul foarte bine, acum este un moment foarte bun în care să se găsească, în sfârșit, rădăcina acelei probleme și ceea ce vi se prescrie, ceea ce vi se oferă ca tratament este bun pentru că, în sfârșit, vă găsiți cheia rezolvării problemelor de sănătate. De asemenea, tot aici, această conjuncție vă dă foarte multă imaginație, foarte multă intuiție în tot ceea ce înseamnă modul în care vă puneți în evidență la locul muncii. Poate că vă vine o idee strălucită și sunteți văzuți de către șeful dumneavoastră. Sau poate că vă vine o idee strălucită, o intuiție și vă schimbați locul de muncă. Este foarte bine și vă recomand ca în această săptămână să fiți atenți la tot ceea ce este dincolo de cuvinte, la tot ceea ce aveți ca intuiție, ca senzație de deja vu și vis. Și acolo vă poate veni o idee de a promova, de a face ceva bun în viața dumneavoastră. Nativii Scorpion și cei care au ascendentul în Scorpion. Săptămâna 24 iunie, 30 iunie va aduce o puternică energie a racului pe sectorul casei a noua, casa obiectivelor, casa străinătății, casa principiilor de viață. Aici aveți Soarele, Venus, Mercur, toate sunt în rac pe sectorul casei a noua și este o perioadă foarte bună pentru că dumneavoastră fiind semn de apă, această energie a racului, care este tot element apă, vă suflă în pânze, vă ajută să aveți relații foarte bune în străinătate, vă ajută la cursurile pe care le aveți în străinătate, vă ajută să vă impuneți și să simțiți principiile și obiectivele dumneavoastră de viață mai bine ca oricând. Pe sectorul casei a șaptea, pe sectorul relațiilor și a partenerului de viață, se află în continuare planeta Marte, în Taur, și vă ajută să aveți inițiativă, să aveți acțiuni, dar totul este mult mai așezat, mult mai în beneficiul relației. Sunt acțiuni de a face ceva, de a avea ceva împreună cu partenerii dumneavoastră. Data de 26 iunie și 27 iunie, tot aici pe sectorul casei a noua, va aduce o frumoasă, un frumos aspect între planetele Soare și Venus cu planeta cu Luna. Este un aspect de trigon, o energie bună care vă ajută și vă propulsează în discuțiile dumneavoastră și în proiectele pe care le aveți dincolo de granițe, în străinătate. Și iată că vine și ziua de 28 iunie, unde când se formează un aspect deosebit, un aspect de conjuncție între planeta Neptun și Lună, se află pe casa a cincea, pe casa bucuriei de a trăi, pe casa fericirii și vă dă foarte multă imaginație, foarte multă intuiție în tot ceea ce înseamnă iubirile dumneavoastră, în tot ceea ce înseamnă modul în care vreți să vă afirmați și să fiți prezent în viața dumneavoastră. Puteți să atrageți persoane care să vă ajute să vă puneți în lumină, să vă exprimați
foarte bine modul în care sunteți, interiorul dumneavoastră. Nu vă mai spun că este o săptămână în care vă poate apărea cea mai mare iubire și să vă bucurați din plin de acest lucru, mai ales cei care sunt singuri. Este săptămâna în care se poate întâmpla acel lucru magic în iubire pe care dumneavoastră îl așteptați de foarte mult timp. Nativii săgetători și cei care au ascendentul în săgetător. Săptămâna 24 iunie, 30 iunie, vă aduce planeta Marte, care se află în continuare în Taur, pe sectorul casei a șasea. Dumneavoastră puteți să continuați acțiunile începute pe acest sector al casei a șasea. Sunteți foarte bine văzuți la locul muncii și sunteți foarte energici, aveți foarte mult chef de muncă și aici aveți relații sănătoase cu colegii dumneavoastră, cu șefii dumneavoastră. Pe sectorul casei a opta, casa finanțelor, aveți în această săptămână trei mari planete, Soarele, Mercur și Venus, care este micul benefic, toate sunt în rac aici pe casa a opta. Și nu vă mai spun că în data de 26 și 27 iunie, Soarele și Venus formează un aspect pozitiv de trigon cu Luna, tot aici pe sectorul casei a opta. Pentru dumneavoastră este o săptămână foarte bună de a investi, de a căuta modalități prin care să vă plasați banii și să câștigați bani în urma plasamentelor dumneavoastră. Pe 28 iunie, pe sectorul casei a patra, unde avem familia, relația cu membrii familiei, căminul, aveți o conjuncție magică, aș putea spune, între Neptun și Luna. Ea va aduce foarte multă imaginație, foarte multă intuiție. Cred că o să vă apucați să decorați sau schimbați pur și simplu locul în care stați, puteți să vă mutați într-un loc mai bun. Vă vine acea oportunitate de a vă schimba căminul, de a vă aduce acea liniște și pace după care tânjiți. Aveți foarte multă intuiție, simțiți, aveți flair. Nu vă fie teamă să vă duceți acolo unde inima simte. Este o săptămână în care este bine să vă ascultați intuiția. Nativii Capricorn și cei care au ascendentul în Capricorn. Săptămâna 24 iunie, 30 iunie. Vă aduce pe sectorul casei a șaptea, sectorul relațiilor, sectorul colaborărilor, sectorul unde aveți relația cu partenerul de viață. Vă aduce o energie puternică a racului prin prezența soarelui, a planetei Mercur, a planetei Venus, toate sunt aici pe casa a șaptea. Iar în zilele de 26 și 27 iunie, Soarele și Venus fac un aspect frumos de trigon cu Luna, tot aici pe casa a șaptea. Deci avem foarte multă energie care ne propulsează către relații benefice, către relații care ne deschid drumuri frumoase în viața noastră, către oameni care merită să-i primim în viața noastră. În data de 28 iunie, pe sectorul casei a treia, care este casa comunicării, casa relaționării, avem o frumoasă conjuncție între planeta Neptun și Lună, care vă oferă foarte multă imaginație, foarte multă intuiție în a vă alege căi, mijloace,
relații prin care dumneavoastră să vă duceți să vorbiți despre ceea ce aveți de ofertat, ceea ce faceți, ceea ce produceți. Toate aceste întâlniri, să știți că vă vor deschide drumul și vă vor aduce în viitor bani. Este o săptămână în care, dacă aveți curajul să inițiați, să relaționați și să vă puneți în valoare, o să vă aducă foarte multe beneficii și oameni frumoși, oameni buni, care o să vă fie în viață stâlpi în tot ceea ce faceți. Nativul vărsător și cei care au ascendentul în vărsător. Săptămâna 24 iunie, 30 iunie, va aduce o puternică energie aracului pe sectorul casei a șasea, la muncă. Aici o să aveți un aspect foarte bun. În data de 26 și de 27 iunie, când Soarele și Venus face un aspect pozitiv de trigon cu Luna, tot aici să știți că este și Soarele în casa a șasea, în casa muncii. Deci este foarte multă energie care vă susține. Să aveți energie la locul muncii, să fiți foarte productivi, să vă puneți în evidență, să aveți relații bune cu șefii dumneavoastră, să vă puneți în evidență, să aveți idei și să vă puneți într-o lumină în care ei în sfârșit vă văd și poate că această săptămână o să vă aducă o altă poziție sau un alt pachet salarial. Pe teritoriul casei a patra, familia, relația cu membrii familiei, aveți în continuare planeta Marte, ea este aici pe teritoriul Taurului și vă dă o stare de a iniția și de a acționa aici, acasă, în familie, mult mai așezat, mult mai cu temei. Veți acționa în a rezolva și a face anumite lucruri pe care trenează de foarte mult timp. Și acum este momentul în care dumneavoastră puteți să rezolvați tot ceea ce este în căminul dumneavoastră. 28 iunie, pe casa a doua banilor, va aduce foarte multă intuiție, foarte multă imaginație prin formarea unei conjuncții între planeta Neptun și Luna. Aici pe teritoriul banilor și pe modul în care dumneavoastră vă puneți în valoare. O să fiți susținuți, să știți, ori să vină persoane care o să vă dea un pont, care o să vă deschidă un drum. Iar pe acel drum dumneavoastră puteți păși pentru a vă afirma, pentru a vă crește stima de sine și valoarea personală. Sau vor veni persoane care vă vor da idei, vă vor deschide drumuri pentru a câștiga, pentru a ști unde să vă duceți sau ceea ce aveți de făcut pentru a munci și a vă aduce mai multă valoare, mai mulți bani prin ceea ce dumneavoastră faceți. Nativii pești și cei care au ascendentul în pești. Săptămâna 24 iunie, 30 iunie, va aduce pe sectorul casei a cincea, casa așa numită Ministerul Fericirii, casa în care dumneavoastră vă bucurați de viață și sunteți prezenți, vă exprimați, iubiți, vă jucați, casa în care este chiar relația cu copiii dumneavoastră, va aduce aici o puternică energie a racului, prin prezența Soarelui, a lui Mercur, a micului benefic Venus,
care vă ajută prin energia lor să aveți o mai bună relație cu copiii dumneavoastră și o mai bună relație cu iubirile dumneavoastră. Zilele de 26 iunie și 27 iunie sunt zile superbe în care Soarele și Venus fac aspecte frumoase de trigon cu Luna. Și aici, pe acest sector al bucuriei și al vieții, dumneavoastră puteți să inițiați joc, bucurie, fericire cu copiii dumneavoastră, cu toți care vă sunt în jurul dumneavoastră. Pe casa întâi, în data de 28 iunie, deci pe casa corpului, în casa identității dumneavoastră, se formează un aspect de conjuncție între planeta Neptun și Luna, care vă dă o foarte bună intuiție, imaginație, în tot ceea ce înseamnă modul în care vă puneți în evidență corpul, în care vă puneți în evidență în relațiile dumneavoastră. Este o săptămână foarte interesantă în care dumneavoastră, prin intuiția pe care vă dă această conjuncție, veți simți relațiile în care sunteți, oamenii cu care sunteți în relație. Veți ști care vă mint, care vă sunt prieteni adevărați și veți ști foarte bine să sortați sau să demascați anumite relații și anumite persoane care nu vă onorează. De asemenea, pe casa a treia, casa comunicării și a relaționării, vă energizează în continuare planeta Marte, care se află în Taur și vă dă foarte multe idei, foarte mult spor în tot ceea ce vreți să comunicați și vreți să relaționați. Dragii mei, săptămâna 24-30 iunie este o săptămână blândă, o săptămână protectoare, o săptămână în care începeți să vă bucurați de viață și să lăsați deoparte tot ceea ce v-a întristat pe parcursul săptămânilor trecute. Sunt Roxana Ivanciu, astrologă ego.ro. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, să activați clopoțelul pentru a vă activa notificările. Dacă v-a plăcut ceea ce ați auzit, să activați butonul de like și să lăsați un comentariu. Până săptămâna viitoare, vă doresc spor în toate și vă asigur că totul va fi bine.